Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Fotbal, o ediție dedicată Ligii 1. Alături de mine sunt Daniel și Alex. Vă salut, domnilor! Salut! Salut! În primul rând aș vrea să abordăm un subiect care cu siguranță îi privește pe iubitorii fotbalului din România, privitor la drepturile de televiziune care au fost vândute, însă situația nu e foarte clară. Dacă, Daniel, ai putea să ne clarifici întrucât ai mai multe informații legate de acest subiect. Da, acum două zile am citit pe site-ul fanatic.ro cum că firma din Malta, Sky Intel, firma care Gino Iorgulescu a vândut drepturile Ligii 1 pentru următoarele 5 sezoane, ar fi dat drepturile către Look TV și Transylvania Live, cele două posturi al lui Arpa Pascani, care acum a renunțat la ele plecând în Dubai. Am înțeles că cele două vor da Liga 1 pentru în următoarele 5 sezoane în sistem pay-per-view. Ce înseamnă asta? Fiecare abonat al fiecarei televiziuni, de fapt posturi, Dolce, Digi, și Acta și așa mai departe, vor trebui să plătească bani pentru a vedea meciurile din campionatul nostru, în genul HBO. Deci trebuie să plătim o sumă de bani pentru ca aceste două canale să fie decodate, pentru că vor fi codate, conform fanatic.ro. Și Transylvania Live se va denumi în Look Plus. Așadar, Look TV și Look Plus vor transmite cele 9 partii. De atenție, avem și o nouă competiție din 2015, Cupa Ligii, care va aduna la sar doar echipe din Liga 1. Altă informație ar fi fost că 4 meciuri din cele 9 ar fi urmat să se dispute între alte televiziuni, care ar fi dat aceste meciuri odată cu Look TV și Look Plus. Bine, aceasta a fost informația de acum două zile. Ei bine, astăzi Gino Iorgulescu a susținut o conferință de presă și a spus că nu este adevărată știrea cu Look TV și că se va face o licitație prin luna mai și are mai multe oferte de la posturile de televiziune. Deci acum nici eu nu știu ce să mai cred. Vom vedea în sistem pay-per-view meciurile sau rămâne cum a fost până acum cu televiziunile private, adică Dolce, Digi, cine știe, poate și Orange își va face televiziune de sport. Da, hai să începem să discutăm despre meciuri, despre etapa cu numărul 23 a Ligii 1. În primul rând aș vrea să vorbim despre victoria Stelei de pe teren propriu, un 3-0 împotriva celor de la Gazmetan, în care Steaua a ratat mult. Însă și Gazmetan a avut câteva ocazii, însă Tătărușanu s-a opus în repetate rânduri la faze destul de periculoase. Ca o observație la această partidă, marchează la debutul în Liga 1 Vulceanu, jucătorul care n-a împlinit încă 17 ani al Stelei, bate o lovitură liberă impecabil și reușește să debuteze cu gol în tricoul roșalbaștrilor. Când vi s-a părut evoluția Stelei și dacă credeți că acest Vulceanu va îndeplini așteptările pe care toată lumea le are de la el, în urmă cu două luni, dacă nu mă înșel, managerul general al Stelei, Mihai Stoica, a anunțat acest jucător ca fiind unul de viitor cu un talent ieșit din comun, un jucător extraordinar pentru generația sa și care cu siguranță anunța el că va fi o mare stea a fotbalului. Încep cu tine, Alex. O victorie, cum ai spus tu, destul de facilă a Stelei, 3-0. Mă bucură că Cheșeru și-a dat drumul și face de la meci cu Dinamo. Începe să joace foarte bine. Marchează al doilea gol pentru Steaua și să nu uităm, în etapa trecută, meciul cu Cluj, cam la golul lui Chipciu, tot el a șutat și deci cam tot golul lui ar fi. Și referitor la Vâlceanu, un jucător tânăr de 16 ani, împlinește 17 peste o lună, a jucat foarte bine și mă bucură că a debutat în sfârșit într-un meci de Liga 1 și sper că în viitor o să aibă aceleași evoluții, pentru că calități are, dar cum este presa de la noi toată ziua să lauzi un jucător, sper să nu-i se urce la cap fiind foarte tânăr, dar calități are și cred că Renchi, dacă
va avea ocazia, îi va mai acorda minute să joace. Da, declarațiile lui mi s-au părut destul de echilibrate la finalul partidei. Daniel, ție cum ți s-a părut meciul Stelei? Rămân la părerea că acesta a fost cel mai bun meci al Stelei făcut în acest an, în 2014. Multe ocazii ratate, un joc dominat clar. Gazmeta n-a avut decât două ocazii, una pe finalul primei reprize și una la jumătatea reprizei secunde. În ceea ce îl privește pe Vâlceanu, pare un tânăr promițător, însă dacă presa iarăși îl va compara cu eu știu ce jucător mare din Europa, nu vom face nimic. Lăsați-l în pace să își facă treaba acolo și cine știe, pe viitor poate va fi un jucător important în angrenajul echipei. Este important acest gol, bine, era la scorul de 2-0, însă e un lucru bun pentru el. Să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Derbiul etapei a fost fără discuții. Petrolul Astra, meci disputat la Ploiești între două foste concitadine, însă pe parcurs Astra s-a mutat la Giurgiu. Pe de o parte am văzut pe Petrolul cu mai mulți jucători absenți și citeam un comentariu undeva pe Facebook că Petrolul a avut o echipă mai solidă în tribune poate decât în teren, unde s-au aflat și Bochila și Grozav, care au venit să vadă partida, în prezent fiind sub contract cu Terek Grozny. Alex, cum ți s-a părut meciul? La Astra au lipsit Budescu, Alibec, jucători care se pare că nu vor mai face parte din lotul echipei începând cu sezonul viitor. Petrolul a făcut un joc destul de slab. Chiar în prima repriză, nu știu dacă a avut vreo ocazie sau dacă a existat pe teren. Zicu încă nu convinge. Încă un meci slab și este și schimbat. Și totuși Astra, cu absențele care le-a avut, a reușit să câștige. Și ce vreau să zic, că a avut mare noroc Petrolul, a egalat în ultimele minute ale jocului. Nu cred că ar fi reușit să scoată mai mult de un egal și trebuie să mulțumească cu acest punct față de jocul care l-au făcut. Un joc foarte slab, după părerea mea. În afară de Mutu și, hai să zic, Oban, restul au fost cam timorați, nu știu, n-au arătat cam nimica. Petrolul a egalat în finalul partidei prin Ovidiu Hoban, iar Tamuz a avut și el o ratare destul de mare, însă mai mare mi s-a părut cea lui Dore, care a ratat singur cu portarul aproape într-o fază în care ar fi trebuit să marcheze, după părerea mea. Daniel, ție cum ți s-a părut partida dintre Ucluj și Dinamo? Ucluj, o echipă care nu mai pierduse de câteva meciuri pe teren propriu, și Dinamo care învinge și câștigă 3 puncte destul de importante prin golul lui Cosmin Matei, care marchează după o lungă perioadă de pauză. Crezi că e o revitalizare a lui Matei, care a avut evoluții modeste în ultimele partide? Da, cred că Matei a făcut un meci bun, a și marcat golul victoriei, cum ai spus și tu. Dinamo n-a făcut un meci strălucit, Cluj în prima parte a avut ocaziile mai bune, a fost mai insistentă la partea lui Bărgrădean, însă victoria s-a datorat și experienței dinamoviștilor, care în repriza a doua au abordat mai bine meciul, au marcat minutul 60 și au știut să țină de rezultat. Un rezultat cu care dinamoviștii urcă pe locul 4 cu 39 de puncte și, în opinia mea, sunt cam principalii favoriți la acest loc care duce în Europa League în preliminarii. Eu îi văd favoriți pentru că trec Vasluiu și Pandurii, care sunt foarte inconstante, mai ales Pandurii. În acest start de sezon, în ultimele 5 etape, au obținut doar un singur punct. Și eu cred că dacă Pandurii obținea mai mult, Dinamo nu cam avea nicio șansă la locul 4. Se vede plecarea lui Eric. Norocul lor. Se vede la Pandurii plecarea lui Condescu, da, după mine. Da. Și a lui Eric, zic eu. Da. A marcat o dublă în campionatul Arabiei Saudite sau unde este el, weekend. Însă și Condescu avea un rol esențial la echipa acolo, unul din cei mai buni conducători ai fotbalului românesc.
Uite, Pandurii au pierdut cu Concordia Chiajna 0-1 pe teren propriu. Prima victoria lui Marius Șumudică din postura de antrenor al Concordiei, o victorie care nu știu total cât nemeritat. E meritată lui Șumudică, nu știu. Eventual meritul lui Chirilă, că el a pregătit echipa Șumudică, că a apucat câteva antrenamente să facă cu ilfovenii. Un meci la fel de interesant mi s-a părut cel dintre Poli și Brașov. Un Poli, după această partidă, și-a schimbat antrenorul. Dan Alexa e nou principal al timișorenilor, însă pierd la acasă cu Brașovul. Gol marcat de Andrei Cristea pe finalul partidei, în condițiile în care la final, la flash interview, Cristea nu a vorbit prea frumos de antrenorul său, de Cornel Țărnar. Crezi că e o problemă acolo? Credeți, de fapt, hai te întreb pe tine, Daniel, e o problemă acolo la Brașov cu antrenorul? Țălnar nu se poate impune în fața jucătorilor sau? Da, sigur, poate fi și acest fapt. A pierdut vestiarul, cum se spune, în fotbal. Se mai întâmplă și la echipe din Europa, nu dau un exemplu, că acum suntem la Liga 1. E important să menții vestiarul acolo, să ai o relație bună cu jucătorii. Dacă Țălnar, chiar dacă va câștiga meciuri, jucătorii nu prea îl suportă, ca să zic așa, poate pleca de la Brașov în câteva etape. Echipa nu prea se descurcă cine știe, foarte bine, locul 17 încă în zona de retrogradare, doar cu 20 de puncte. Să vedem ce va fi în etapele ce vor urma. Da, la Brașov sunt și foarte mulți jucători bătrâni și cu experiență și caracter puternic. Și poate de aceea mulți dintre ei sunt vulcanici, dar cum Marius Constantin, Buga, Grigorie, Sechei, nu. Jucători cu experiență care vor să se impună, să-și impună cuvântul. Da, și cu calități. Cel puțin mie, Romeo Surdu mi se pare unul din atacanții care ar putea să joace mai sus decât la o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. CFR a remizat cu Corona Brașov, un 2-2 făcut la Brașov după ce a condus cu 2-0, două goluri marcate de Negruț, un jucător care la fel n-a spus foarte multe până acum, un tânăr promovat ușor-ușor de Academia Clujenilor, care, dacă nu mă înșel, a fost împrumutat prin diverse locuri în sezoanele precedente, iată că poate se va impune acum după această dublă în angrenajul clujenilor. Alex, cum ți se pare Negruț? Un jucător promițător ca și Vâlceanu, numai că este puțin mai mare ca Vâlceanu, care promite mult, a și marcat acum de două ori, dar respectiv vreau să zic de evoluția CFR-ului, m-a dezamăgit. Prima repriză chiar a jucat foarte, foarte bine. A ratat și un penalti, a condus 2-0, dar la pauză totul parcă s-a schimbat. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, probabil au intrat mult prea relaxați, dar nu știu dacă este permis pentru o echipă cum este CFR, care are și ea mulți jucători foarte experimentați, care au un titlu câștigat. Vasile Miriuț ar trebui să aibă grijă, întrucât știm prea bine că i-a fost reconfirmat postul la echipa clujană și când se întâmplă asta cu un antrenor din partea oficialilor ardeleni, nu prinde mai mult de 2-3 meciuri în continuare pe banca echipei pe care o conduce. Oricum o surpriză mare, cred că egalul CFR-ului la Corona, nu știu dacă se așteptau mult. Într-adevăr, și iată că Corona, chiar dacă e ca și retrogradată, mai scoate capul la suprafață, cum s-ar spune. Viitorul a remizat 0-0 cu Săgeata, o remiză pe teren propriu care o menține pe locurile retrogradabile. Pe Viitorul, un meci destul de slab făcut de echipa lui Gică Hagi. Am mai avut meciul dintre Oțelul și Ceahlăul, o partidă în care Oțelul poate că ar fi meritat măcar un punct. Aș zice, Daniel, cum ți s-au părut cele două meciuri? O să mă refer în primul rând la Oțelul Ceahlăul. O primă repriză dominată foarte, foarte clar de Oțelul, care a avut și o bară în startul partidei, apoi Astafei a ratat un penalti în minutul 20. Ceahlăul a făcut un antijoc care
nu face bine fotbalului, cum au spus și jucătorii Oțelului după partidă, în special Lovin. Cânu, cu noroc într-un corner, a marcat minutul 44. În repriza a doua, Ceahlău a ținut din nou de minge, a respins preajma careului, nicio fază de atac, s-au mulțumit cu acest scor, în timp ce gălățenii au fost total nemulțumiți după sfârșitul partidei, iar Narcis Răducan, directorul sportiv al Oțelului, a anunțat că domnul Avramescu va vinde clubul, iar în câteva zile se va anunța un nou investitor, care cred eu că va fi primăria orașului. În ceea ce privește duelul din coada clasamentului, Viitorul contra Năvodari, meci slab, puține ocazii de poartă, egalul este echitabil, cele două echipe rămân apropiate, Viitorul pe locul 15 cu 23 de puncte, iar Năvodar pe 14 cu 24. Așadar, o luptă interesantă pentru evitarea retrogradării. Da, păcat de cei de la Galați că au și un lot puternic, destul de puternic de jucători care au calități, însă și o conducere administrativă la nivel, de nivel înalt. Tot etapa asta, ultimul meci pe care l-am avut a fost Vaslui Botoșani, 0-1, gol marcat în 80 de Danci. Croitorul vede cartonașul roșu în acest meci, o intrare de la un jucător care nu obișnuiește să ia cartonașe roșii. Și iată că Botoșaniu practică unul din cele mai dure jocuri din Liga 1 în acest sezon. Știm prea bine și de accidentarea aceea groaznică provocată jucătului Roman, parcă de la Mediaș, în meciul direct dintre cele două echipe. În prezent, Steaua ocupă prima poziție cu 55 de puncte, urmată de Astra cu 49 și Petrol cu 46. La retrogradare se află în momentul de față Viitorul, Universitatea Cluj-Brașov, dar și Lanterna Roșie Corona Brașov. Iată, cele două echipe din Brașov ocupă ultimele două poziții ale clasamentului și orașul care avea două echipe în Liga 1 în acest sezon riscă să rămână fără niciuna, începând cu anul viitor. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune. Mulțumesc și eu. Le mulțumim și fanilor noștri care ne urmăresc și ne ascultă ediție de ediție. Îi invităm, dacă nu au făcut-o deja, să se alăture grupului nostru de Facebook, Săptămâna de Fotbal, dar și să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Până ediția viitoare vă spunem la revedere. La revedere. La revedere.